Bună ziua tuturor! Bine ați revenit la o nouă sesiune de consultații de informatică. De această dată, astăzi îl avem pe Paul Soveșan, care mulțumim foarte mult că a dat curs invitației noastre de a ține această prezentare despre recursivitate. Paul, te rog! Bine, mulțumesc mult, domn profesor! Salutare tuturor! Bine ați venit! Sunt student în anul 2 la Facultatea de Matematică și Informatică, la profilul informatică engleză. Mă ocup cu pregătirea elevilor deja de peste 3 ani și astăzi am plăcerea de a vă prezenta capitolul de recursivitate. Ar trebui să aveți share screen, îmi poate confirma cineva, vă rog, că se vede. Se vede. Bun, super. Bine, deci capitolul de recursivitate. Este un capitol extrem de important pentru admitere. O să vedeți că foarte multe grile și multe funcții din grile vin scrise cu recursivitate, pentru că este un capitol extrem de frumos și un capitol care pune la încercare cunoștințele generale ale voastre. Ca și definiție de bază și definiție simplă, recursivitatea este proprietatea unor noțiuni de a se defini prin ele însele. Și acest lucru l-am preluat de pe PB Info, v-am scris acolo între paranteze. Este o definiție foarte bună din punctul meu de vedere și practic deja din definiție ne putem da seama despre modul în care vom construi aceste funcții recursive. Practic, recursivitatea la cel mai... la cel mai general caz este practic transformarea, cum să zic, formulelor recurente din matematică în funcții informatice. Iar de cele mai multe ori avem nevoie de formule recurente pentru a putea folosi o funcție recursivă în informatică. Și atunci, cele mai simple lucruri de la matematică ar fi șirul lui Fibonacci, care știți cu toții este de fapt o formulă recurentă de calcul a acestui șir. Da, f de i egal cu f de i minus 1 plus f de i minus 2, f de 0 și f de 1 sunt egale cu 1. Progresiile matematice, din nou, se calculează întotdeauna bazându-ne pe termenul de dinainte sau pe termenii de dinainte, motiv pentru care și acestea reprezintă niște formule recurente. Calculul factorialelor am mai ales eu aici ca și exemplu, pentru că și în calculul factorialelor este un lucru foarte important de știut. Da, având în vedere că funcțiile recursive de calcul a factorialelor sunt foarte ușor de scris, foarte rapid de scris și au și complexitatea liniară. Bun, la informatică rolul recursivității este de a ține locul structurilor repetitive și de a estetiza și structura mai bine codul. O să vedeți că de cele mai multe ori când folosim funcțiile recursive, o să vedem funcțiile mult mai bine structurate, o să fie totul mult mai clar. O să se vadă foarte, foarte simplu ce face secvența de cod, lucru care poate... Poate la început, când ați început să folosiți recursivitățile, nu vi s-a părut așa, pentru că îmi amintesc și eu în clasa 10-a când am învățat recursivitățile, mi s-au părut destul de dificile, dar pe măsură ce am exersat mai mult și mai mult, mi-am dat seama că de fapt recursivitățile sunt practic o parte a informaticii care ne ajută foarte mult, repet, în estetizarea și în crearea unor secvențe de cod mult mai lizibile, să zic așa. Deoarece sunt similare cu structurile repetitive, vom avea nevoie practic de două lucruri importante. Aici sunt trei, dar două lucruri sunt foarte importante. Avem nevoie de o condiție de oprire întotdeauna, da? Un moment la care ne oprim din a tot înainta în recursie și de asemenea de un autoapel care este echivalentului I++ în foruri, echivalentul practic modificării unei variabile în structura noastră repetitivă. De asemenea, avem nevoie și de o inițializare, da? Cum facem la foruri int i egal cu 1, aici este vorba de apelul. Apelul inițial, în care noi îi dăm valorile inițiale ale parametrilor noștri, iar pe parcurs aceștia se vor modifica. Bun, în următorul slide vreau să vă arăt cele mai simple funcții matematice scrise recursiv și primele două sunt factorial și Fibonacci. Practic, la factorial, ne știm că factorial de 0, factorial de 1 sunt egale ambele cu 1, deci condiția de oprire ar fi atunci când n-ul este mai mic sau egal decât 1, iar orice fel de alt factorial mai mare decât 1 va fi calculat ca fiind factorial de n minus 1 înmulțit cu n. Da? E o chestie pe care sunt convins că o știți foarte bine de la matematică și folosind această funcție, practic, noi reușim
noi reușim să calculăm factorialul unui număr foarte rapid și, zic eu, foarte bine structurat. Da, se vede foarte clar aici, linia 7 și linia 8 reprezintă condiția de oprire și după aceea linia 9 autoapelul. De asemenea, la șirul lui Fibonacci lucrurile sunt la fel. Aici eu am făcut indexare de la 1 a șirului lui Fibonacci, cum ar veni, dar în mod normal în matematică ar fi de la 0, n egal cu 0 sau n egal cu 1, returnăm 1 și în rest, pentru un n mai mare decât 1, orice termen va fi calculat ca fiind suma celor doi termeni de dinainte. De asemenea, două alte funcții extrem de interesante de la matematică ar fi funcțiile de calcul a numărului de divizori și a sumei divizorilor unui număr. Și pentru acest lucru vedeți că mai avem nevoie de câte un parametru, un parametru care să reprezinte divizorul curent. Probabil știți foarte bine că pentru a calcula și pentru a determina toți divizorii unui număr, va trebui să parcurgem practic toate numerele de la 1 până la radical din număr, să verificăm câte dintre acestea se divid cu n-ul nostru, iar după aceea perechea acestui divizor, cumva egal depărtată, sau practic perechea cu care ar trebui el să fie înmulțit ca să-l obținem pe n, va fi undeva în zona de la radical din n către n, dar pe acele numere nu mai avem de reparcurs. Și atunci, începem aici cu un d care inițial este egal cu 1. Se putea face și o auto-inițializare, nu auto, o, zic, o valoare de bază a lui d. Puteam aici să-i dau un d egal cu 1 ca să nu mai trească când fac apelul să-l inițializez și pe d, dar am zis că poate asta n-ați făcut pe la școală și n-am vrut să vă induc în eroare în vreun fel. Deci țineți minte, ambele funcții, dacă vreți să vă calculeze suma divizorilor și respectiv numărul de divizori, va trebui să le apelați cu d egal cu 1. Și după aceea, evident, dacă n se divide la d, și aici am mai pus o condiție extra, d ori d mai mic decât n, da? Pentru că dacă d ori d este chiar egal cu n, aici nu discutăm despre doi divizori, discutăm doar despre unul. Atunci avem doi divizori plus numărul de divizori al lui n și d plus 1. Dacă d ori d este chiar egal cu n, atunci returnăm 1. Da? Înseamnă că nu există d și n pe d, nu sunt doi, sunt același divizor. Iar în cazul în care d este mai mic decât n și nu, evident, de nu, nu l-a divis, n nu s-a divis, nu s-a divis cu d, atunci aici vom face, vom apela numărul divizorilor de n și de plus 1. Evident, în cazul în care niciuna dintre aceste dintre condiții nu se execută, atunci înseamnă că D-ul nostru l-a depășit pe N. Și dacă D-ul nostru l-a depășit pe radical din N, nu-mi cer scuze. Da, adică D ori D este mai mare decât N. Și când D ori D este mai mare decât N, vom returna aici 0. De asemenea, suma divizorilor este aproape identică, doar că aici vom avea N pe D plus D și din coace vom returna doar D, repet, nu și N pe D. Bun. Cam astea ar fi funcțiile de bază matematice. Aș vrea totuși să vă mai arăt niște funcții care deja ne interesează la informatică mai mult. Câteva exemple de funcții recursive care ne interesează la informatică. Și, de exemplu, una foarte simplă ar fi suma cifrelor. Practic, dacă vă amintiți, suma cifrelor se calculează cu un while foarte simplu. Cât timp n nu mai are cifre, adică cât timp n este mai mare decât 0, în sumă, la sumă vom adăuga ultima cifră a lui n și după aceea îl vom împărți pe n la 10 pentru a obține n fără restul, practic restul cifrelor din n fără ultima. Practic aici înseamnă că condiția de oprire era atunci când n nu devenea egal cu 0, așa că când n nu e egal cu 0, returnez 0. În rest, returnez n modulo 10 plus suma cifrelor de n pe 10. Din nou, dacă vă uitați la ea și o analizați, vă dați seama că nu este nimic altceva decât o formulă recurentă, chiar și matematică sau de la matematică. Bun. Un alt exemplu foarte, foarte frumos pe care am vrut să vi-l aduc în față și la care o să vă rog să aveți foarte, foarte mare atenție dacă nu vreți să greșiți, este exemplul numărului de cifre. Pentru că, deși teoretic numărul de cifre poate fi calculat exact ca și suma cifrelor, cu aceeași condiție de oprire, foarte multă lume scapă din vedere cazul în care n este egal cu 0. N egal cu 0 este un caz în care n are o cifră. Iar dacă n are o cifră, va trebui să returnăm 1, chiar și dacă n e egal cu 0. Dacă eu merg cu condiția de oprire de la suma cifrelor, atunci pentru n egal cu 0, ce se va întâmpla va fi să returnăm 0, lucru care este greșit. Așa că modificăm condiția de oprire, să zicem că dacă cumva n-ul este de o cifră, adică este mai mic decât 10, returnăm 1, în caz contrar vom returna 1 plus
număr cifre de n pe 10. Da? Deci 1 plus numărul de cifre al lui n împărțit la 10, am scos ultima cifră. Dar mare atenție când n rămâne de o cifră, indiferent că este 0, indiferent că este 9, în cazul de aici se va returna 1. Bun. Sper că ați înțeles, să fiți foarte atenți la acest caz, se fac destul de multe greșeli în direcția asta. După aceea, suma elementelor dintr-un vector, am pus aici o funcție care calculează în mod recursiv suma elementelor din intervalul stânga-dreapta. Practic, condiția de oprire ar fi să nu fi parcurs complet intervalul stânga-dreapta. Asta înseamnă că stânga este în continuare mai mică sau egală decât dreapta. Deci asta înseamnă că condiția de oprire va fi când stânga îl depășește pe dreapta. Dacă stânga depășește pe dreapta, nu avem de-a face cu un interval corect definit. Și atunci, dacă stânga este mai mare decât dreapta, returnăm 0, înseamnă că intervalul este invalid și, evident, suma elementelor în acel interval este 0. În rest, dacă intervalul este valid, voi aduna la sumă a de stânga și la a de stânga voi aduna suma elementelor din intervalul stânga plus 1 dreapta. Deci, practic, l-am exclus pe elementul a de stânga, eu l-am scos, l-am băgat în sumă și atunci zicem că ok, deci suma noastră este egal cu primul element din interval plus toate elementele din interval fără primul. Foarte simplu. Probabil cea mai interesantă funcție dintre cele pe care vi le-am arătat aici este funcția de la baza 2, de la descrierea unui număr în baza 2. Aveți pentru admitere de pregătit și capitolul cu bazele de numerație și probabil știți foarte bine că în momentul în care ne dorim determinarea scrierii unui număr într-o bază, vom începe să facem împărțiri repetate. Doar că dacă facem acest lucru iterativ, vom obține cifrele scrierii în baza, nu știu, în baza X, aici e baza 2. În orice bază putem și funcționează exact la fel algoritmul. Cifrele scrierii în baza 2 vor fi în ordine inversă cum vrem noi să le afișăm. Și dacă îmi doresc să fac în mod iterativ corect acest lucru, va trebui să folosesc orice fel de structură de date pe care să o pot parcurge invers la final ca să afișez cifrele în ordine inversă. Bun. Recursivitatea ne permite să facem acest lucru fără să utilizăm nicio structură de date externă, iar acest lucru poate fi vizualizat aici, unde avem condiția de oprire, evident, când n e egal cu 0 ne oprim, când n e egal cu 0 nu mai punem nimic, iar în rest, teoretic ar trebui să afișez restul împărțirii la 2 a lui n și după aceea să mă duc să afișez scrierea în baza 2 a lui n pe 2. Dar pentru că îmi doresc acest rezultat în ordine inversă, eu pot să fac prima dată autoapelul și făcând prima dată autoapelul mă voi duce în adâncime prima dată. Da? Voi merge din apel în apel până când ajung ca să mă opresc și în momentul în care mă opresc, știți foarte bine, sunt sigur, ați pregătit lucrul ăsta și pentru BAC, eu mă voi întoarce din apelurile acelea recursive, din adâncime, mă întorc și pe măsură ce mă întorc se vor executa aceste linii rămase cumva pe întoarcere, pentru întoarcere, liniile de după autoapel. Și executându-se în ordine inversă aceste linii, se vor afișa resturile împărțirii la 2 în ordine inversă în care eu le-am obținut. Adică fix în ordinea în care îmi doream eu să îl obțin pe n. Acum, există o mică problemă cu această funcție și problema este că dacă n-ul este din start 0, nu va afișa nimic, adică se va opri instant. Acest lucru trebuie să-l tratați voi, cumva faceți orice fel de metodă ați folosi să fie bine, dar trebuie o verificare în plus. Bun, practic ar fi mers să punem aici, dacă n mai mic sau egal decât 1, atunci afișam n-ul. Era o variantă foarte simplă de a trata acest caz. Eu doar acum am observat acest lucru, deci țineți minte că teoretic pentru cazul cu 0 asta nu funcționează. Dar o metodă de a repara foarte simplu, dacă e mai mic decât 2, psi au ten și după aceea ritar. Bun, cam astea ar fi funcțiile recursive de bază. Vom mai discuta despre funcții recursive puțin mai încolo, dar acum vreau să discutăm despre câteva lucruri teoretice și câteva lucruri interesante despre funcțiile recursive. Și am făcut aici, eu am numit acest slide frumusețea funcțiilor recursive, pentru că mi-ar plăcea să reușesc să vă conving în această oră în care vă povestesc despre funcții recursive de faptul că sunt foarte frumoase și merită să le folosiți, merită să le aprofundați și merită să lucrați foarte multe probleme cu ele. Oricum, cel mai important lucru este să exersați cât de mult scrierea funcțiilor recursive și un loc unde puteți face acest lucru foarte, foarte simplu și foarte, foarte bine este PBInfo. Vă recomand cu toată căldura să exersați cât de mult posibil pe PBInfo.
Este foarte important să aveți experiență cu cât mai multe probleme și să știți să rezolvați cât mai multe probleme. Motivul pentru care folosim foarte mult funcțiile recursive este pentru că acestea ne ajută să construim soluții mai estetice, mai apropiate de raționamentul uman și mult mai intuitive. Ce vreau să spun prin acest lucru? Având în vedere că soluțiile recursive, vedeți, sunt foarte aproape de o scriere sau sunt foarte aproape de o formulă recurentă de la matematică, ajungem în punctul în care soluțiile noastre recursive pun practic în practică ceea ce ar pune în practică și raționamentul uman. Da? Este mult mai ușor de urmărit, zic eu, o funcție recursivă cu două linii foarte simple, un autoapel, o condiție de oprire, decât un for sau o structură repetitivă care are niște preinițializări, după aceea niște modificări, o condiție de oprire, se fac niște pași și așa mai departe. Cel mai simplu mod este să le implementăm recursiv. Și v-am dat aici un exemplu, implementarea șirurilor recurente de la matematică este mult mai ușor folosind funcții recursive. Da? Gândiți-vă că aveți de afișat primele 10 valori din șirul lui Fibonacci. Este foarte greu de făcut acest lucru. Este foarte greu de făcut acest lucru iterativ. O să trească să vă luați ori un vector, ori trei variabile, mereu să le luați pe primele două, să faceți suma lor, să o aflați pe a treia, să vedeți un pic câți pași faceți, să vă trească o grămadă de variabile și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă faceți acest lucru recursiv, o să fie foarte simplu. Două linii și o afișare. Asta ar fi tot. Un alt motiv pentru care folosim funcțiile recursive este pentru că putem inversa pașii, exact ce v-am arătat la scrierea în baza 2. Dar fără să fiu nevoit să iau un vector sau să iau vreun fel de structură de date, eu pot să afișez în ordine inversă rezultatele pe care le-am obținut. Și o să vedeți că chestia asta ne interesează de multe ori atunci când vrem să facem un drum. Sunt sigur că ați rezolvat și probleme cu șiruri detați. La acele probleme ne trebuia să afișăm drumul, da? Drumul pe care l-am făcut sau, dacă nu drumul, valorile care sunt care au construit rezultatul nostru. Practic asta înseamnă șirul acesta de tați. Și eu trebuia să mă întorc în ordine inversă prin toate aceste valori. Ori dacă eu trebuie să mă întorc în ordine inversă prin toate aceste valori, eu la final, după ce le obțin, o să trească să le inversez iar. Dacă fac o funcție recursivă, lucrurile stau foarte, foarte simplu. Și evident, cel mai bun exemplu este acesta cu baza 2. Vă spuneam aici că totul stă în poziționarea față de autoapelul funcției, da? Adică dacă avem, nu știu, statementul de afișare sau statementul de adăugare într-un vector sau într-o structură de date după autoapel, se vor adăuga sau se vor afișa în ordine inversă în care le-am obținut. Pe de altă parte, dacă statementul este deasupra, atunci se vor adăuga sau afișa în ordinea în care le-am obținut. De asemenea, funcțiile backtracking sunt foarte ușor de implementat recursiv. Acum, astăzi nu am și backtracking pentru voi, pentru că vom discuta divide timpera după aceea. Din păcate, n-apucăm să discutăm și backtracking, dar sunt sigur că domn profesor o să invite pe cineva să se ocupe și de partea de backtracking. Dar aici, la backtracking, având în vedere că noi avem nevoie de un număr, cum să zic, nu neapărat știut, de structuri repetitive, folosind recursivitate, eu pot să le fac pe toate. Adică dacă funcția mea recursivă conține o structură repetitivă și eu din structura aia repetitivă fac alte autoapeluri, atunci eu practic ce voi genera va fi multe foruri unul în altul. Și o să avem nevoie de acest lucru în momentul în care la backtracking ne dorim să determinăm toate soluțiile unei probleme, permutări, aranjamente, combinări, nu știu, partiții și așa mai departe. Deci la chestia asta este foarte, foarte ușor de făcut. Se poate scrie și backtracking-ul iterativ, dar este mult mai mare bătaie de cap. O să vedeți, backtracking-ul general are 10 linii de cod maxim, foarte simplu și ușor de urmărit. Totuși, printre toate aceste aspecte interesante de la recursivitate, există și câteva aspecte neplăcute ale recursivității. Și
Aceste aspecte sunt în felul următor. Toate apelurile recursive sunt stocate pe stima programului, lucru care duce la riscul de a depăși cu mult memoria alocată programului. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că orice program are două tipuri de memorie. Există memoria heap sau memoria globală, cum îmi place mie să-i spun, și memoria stivă, unde sunt stocate toate apelurile recursive, toate apelurile nerecursive ale funcțiilor, toate variabilele și structurile de date declarate în funcții. Iar de cele mai multe ori memoria stivă este mai mică și mult mai mică decât memoria heap. Și atunci o să avem o foarte mare problemă, pentru că cu o funcție recursivă la care îi dăm drumul să facă foarte, foarte mulți pași, o să umplem această memorie destul de repede. Da? În continuare, discutăm tot așa de a ține numărul total de apeluri sub 1 milion, că altfel și mai puțin de 1 milion sunt șanse să depășim memoria în funcție de cât avem. De asemenea, funcțiile recursive sunt foarte ușor de scăpat de sub control în lipsa unui algoritm extrem de bun și de eficient. Adică, dacă nu mi-am gândit foarte bine condiția de oprire, autoapelul și așa mai departe, pot să o scap foarte ușor de sub control. Spre exemplu, ca vreau să mă întorc un pic aici. Dacă mie, cumva, cineva, când folosește funcția pe care ne-am scris-o aici, se hotărăște să-i dea aici lui o valoare negativă, atunci... Aici am pus mai mic sau egal decât 0, aici nu-i cazul, dar spre exemplu la Fibonacci. Da, îi dă o valoare negativă sau îi dă orice ceva de genul și avem bucle infinite, instant. Da, deci trebuie avută foarte, foarte mare grijă la aceste lucruri. De asemenea, aproape toate funcțiile recursive sunt în acest gen, inclusiv asta de aici, spre exemplu. Dar iară, când n-ul e negativ, trebuie să vedem un pic ce se întâmplă, cum funcționează și așa mai departe. Există multe lucruri la care trebuie să fim extrem de atenți și de asta am vrut să vă aduc la cunoștință și toate aceste aspecte mai neplăcute ale recursivității. De asemenea, pot fi extrem de imprevizibile. Exact ce vă ziceam, complexitățile pot să fie extrem de greu de estimat. Practic, dacă vă arăt funcția asta lui Fibonacci, de aici de la recursivitate, probabil o să aveți tendința să spuneți că are o complexitate undeva la liniară, poate. Da? Cum ar avea practic un algoritm iterativ de determinare a șirului lui Fibonacci. Dar știți care este complexitatea reală a acestei funcții? Are cineva vreo idee? Erau niște grile date în trecut, adică... nu, chiar, dar pe acolo e ordinul de multiplicitate, e către 2 la n. E foarte aproape de 2 la n. E mai puțin de 2 la n, dar e foarte aproape de 2 la n. Și îmi amintesc că era o grilă foarte, foarte interesantă, dată, cred că și în 2021 și în 2022. Bine, ușor modificată, cred că la simularea din 2022 și la examenul din 2021. Și vă pune aici niște afișări, de exemplu, după return 1 dădea o afișare aici între linia 8 și linia 9 sau înăuntru if-ului ăsta, da, în funcție de la care grilă vă uitați, sau înăuntru if-ului și zicea câte afișări se fac. Și nu știu, nu mai țin minte exact, la numărul de afișări de aici dintre linia 8 și linia 9 erau Fibonacci de n-1 plus 1, parcă sau o chestie de genul, nu mai țin minte exact, trebuie să le calculăm, dacă, din păcate nu știu dacă avem timp. Da, undeva pe acolo. Și numărul total de apeluri îl puteți afla doar dacă faceți arborele de apeluri. Ori arborele de apeluri o să fie un arbore binar. Un arbore binar necomplet, de asta am spus că este ușor sub 2 la n, dar ne ducem foarte tare către 2 la n. Și atunci asta am vrut să vă aduc la cunoștință și să aveți foarte, foarte mare grijă la acest lucru. Da? Complexitatea e mult, mult mai mare decât liniar. Pentru că dacă facem iterativ, o să discutăm despre un despre un nod de. Bun. De asemenea, al patrulea punct de aici este că pot fi extrem de dificil de simulat, motiv pentru care grilele date la examenul de admitere la UBB care conțin funcții recursive vor fi o reală provocare pentru toată lumea. Da, mi-amintesc acum o problemă. Domn profesor, sigur vă amintiți dumneavoastră din 2021, v-am întrebat la vreun an după dacă mă puteți ajuta cu ea. Era o grilă foarte, foarte interesantă la care se făcea, era backtracking de fapt, era recursivă și nimeni nu a reușit niciodată să o simuleze. Și până la urmă am stat pe ea foarte, foarte mult și l-am rugat și pe domn profesor să mă ajute și mi-am dat seama ce face și a fost, era de după aceea foarte, foarte clar. Dar era aproape imposibil de simulat, era un backtracking scris recursiv, dar recursiv la modul că nu semăna deloc cu un backtracking.
Și era foarte, foarte frumoasă grila. Poate vă amintiți, era un F de A, R, R, P, I și încă o variabilă. Era o funcție care avea patru parametri. Bine, doi dintre ei erau constanți. Era un vector și dimensiunea vectorului și mai aveam un P și un I. Da, o funcție iară foarte, foarte interesantă. Bun, cam astea ar fi cu recursivitatea de bază. Nu o să mai pun foarte mult accent pe recursivități, pentru că mi-aș dori foarte mult să discutăm despre divide timpera. Este un capitol foarte, foarte interesant din recursivitate și cu divide timpera o să vedeți, reușim să facem cele mai rapide sau două dintre cele mai rapide metode de sortare care există în programare. Iar despre acest lucru vreau să discutăm în cele ce urmează. Divide timpera este un concept filozofic antic care are în vedere un principiu foarte simplu. Adică pentru a controla ceva trebuie să divizi acel ceva în foarte multe bucățele mici. Conceptul este preluat în politică, în matematică, în fizică, în aproape orice fel de domenii curente. Ca să vă dau un exemplu foarte, foarte relevant, să vă dați seama și mereu să știți la ce vă gândiți când auziți de divide timpera, este vorba de modul în care funcționează în momentul curent statele. România și toate statele din lumea asta funcționează pe principiul divide timpera. Practic există un executiv care este președintele în cele mai multe țări, care evident el conduce teoretic țara. Însă este foarte greu pentru el să știe de la București ce se întâmplă la Cluj, ce se întâmplă la Bistrița, ce se întâmplă la Iași, ce se întâmplă la Timișoara și așa mai departe. Iar pentru acest lucru s-a decis să se dividă țara în mai multe județe. Președintele are în fiecare județ câte un reprezentant. Bine, nu-i președintele, că sunt reprezentanții teritoriali a guvernului și a parlamentului, dar discutăm despre prefecți. Ei răspund de fiecare județ, ei practic sunt ochii celor de sus în fiecare județ. După aceea, ei o să răspundă de toate localitățile, toate comunele. Fiecare comună după aceea mai are câte un primar. După ce fiecare comună are câte un primar, iar el ajunge și răspunde de câte o zonă mai mică. Și după aceea primarul are în subordinea lui mai mulți consilieri, care fiecare răspunde de un anumit cartier, poate, a acelei localități și așa mai departe. Și până ajungem la cineva care răspunde de 2-3 oameni și este foarte simplu să răspundă despre ei. Și practic, cel de sus, președintele și guvernul și așa mai departe, reușesc să controleze ce se întâmplă în țara asta până la cea mai mică unitate și formă teritorială. Și atunci, ăsta este cumva un exemplu foarte clar de divide timpera. Noi la informatică, evident, nu o să facem o chestie de genul, dar o să facem ceva foarte similar. Folosim divide timpera 90% dintre cazuri pentru a determina stări și caracteristici ale structurilor de date. Adică, spre exemplu, dacă toate elementele dintr-un vector sunt pare. Mie mi-este foarte greu când mă uit la un vector de 1000 de elemente să zic dacă toate sunt pare. Și ar trebui evident să mă apuc să iau să-l parcurg și să verific pentru fiecare dacă îi par. Dar exact asta este ce vă spuneam, că nu o să facă niciodată președintele, de exemplu, unei țări, da? Pentru că nu o să ducă niciodată în fiecare sat din țara asta să afle ce-i pe acolo. Și atunci, ceea ce trebuie noi să facem este mereu să dividem această mulțime de numere pe care o avem în tot mai mici, tot mai mici, până când ajungem unde? Până ajungem la un singur element, pentru că despre un singur element este foarte, foarte ușor de precizat dacă este sau nu este par sau nu mai știu ce am zis. Bun. Vă ziceam aici și ideea din spate. Dacă doi determinarea stării unui vector este imposibil să știm uitându-ne la el, așa că începem înjumătățirea în mod repetitiv a vectorului până când ajungem la un singur element. Recursiv, la întoarcere, construim rezultatul așteptat. Iar nu zice niciunde că trebuie înjumătățit. Puteți să împărțiți la 3 dacă vreți, puteți să împărțiți la 4 și așa mai departe, dar cel mai simplu este să înjumătățim. Da. Oricum o să vedeți că procesul funcționează foarte similar, indiferent dacă înjumătățim, împărțim la 3 sau împărțim la 4, nu mai are nicio relevanță. Cele mai simple două exemple de divide timpera, la care m-am gândit eu, evident, toate simple astea de bază, ar fi suma elementelor unui vector. Voi trebuie să vă gândiți așa, măi, mie dacă îmi dai un vector foarte lung, doar uitându-mă la el, nu pot să zic cât e suma. În schimb, ce pot să fac eu este să înjumătățesc vectorul și să rog un prieten să-mi spună cât e suma din prima jumătate, să rog un prieten să spună cât e suma din a doua jumătate și după aceea ei când îmi spun mie sumele din cele două jumătăți, fac eu un calcul simplu. Asta este ce vedeți aici voi la linia 9 și linia 10.
Avem un mijloc a intervalului, care mijlocul intervalului știți foarte bine la căutare binară și altele. Din ce am văzut, ați făcut săptămâna trecută sau cu două săptămâni și tablourile unidimensionale, sigur ați discutat de căutarea binară. Da, asta e mijlocul intervalului. Se calculează stânga plus dreapta pe 2. Și acum, practic, dacă eu rog un prieten și prin prieten se înțelege calculatorul, că când scriem cod nu avem alți prieteni pe lângă noi, îl rugăm să ne spună cât e suma de intervalul stânga-mijloc, îl rugăm să ne spună cât e suma de intervalul mijloc plus 1 dreapta și noi știm că astea trebuie adunate pentru a determina suma elementelor în intervalul stânga-dreapta. Ok? E foarte, foarte simplu, din nou, foarte ușor de intuit și foarte ușor de înțeles cum funcționează acest lucru. Evident, eu continui procesul de jumătățire atâta timp cât șirul meu mai poate fi înjumătățit și șirul meu poate fi înjumătățit până ajung la un element format dintr-un, sau practic până la un interval format dintr-un singur element. Când ajung, practicând de două elemente, mai poate fi înjumătățit, dar când ajunge format dintr-un singur element, atunci eu ce o să returnez o să fie elementul de acolo. Da? Când ajung la un interval format dintr-un singur element, eu știu că suma acestui interval este 1. Nu este 1, scuze, este chiar elementul în sine. Deci se returnează asta și după aceea, recursiv pe întoarcere, vedeți că din nou eu mă duc în adâncime, dar practic la întoarcere el ajunge, se tot duce recursiv, ajunge, se înfundă între ghilimele în stânga egal cu dreapta, da? Se oprește din a pleca în adâncime, mi-l dă pe ăsta, vine și locuiește aici, din coace îi dă, vine și locuiește aici, face suma și deja avem intervalul în stânga dreapta, care el va fi folosit pentru calculul unui interval și mai mare și mai mare și așa mai departe. Bun, toate pare. Cum verificăm că toate elementele dintr-un șir sunt pare? Păi iau mijlocul, am un interval în stânga, un interval în dreapta, îl rog pe calculator să-mi spună dacă toate sunt pare în intervalul stânga-mijloc, adică dacă toate sunt pare în mijloc plus 1 dreapta, iar în intervalul stânga-dreapta sunt toate pare, doar dacă sunt toate pare în prima jumătate și sunt toate pare în a doua jumătate, motiv pentru care funcția este evident bool, care returnează true sau false, avem între ele un operator și. De asemenea, dacă stânga e egal cu dreapta, asta din nou este condiția de oprire, vom returna true dacă a de stânga e par sau 0 în caz contrar. Asta este, recunoașteți, este o expresie logică foarte simplă care are valoare true sau false în funcție de dacă a de stânga modulo 2 este 0 sau nu. Dacă este 0, ea va returna true, iar dacă nu este 0, se va returna false. Bun, haideți să mergem mai departe. Mai departe, v-am luat un exemplu foarte preferatul meu, pot spune. Este vorba de verificarea cu dividet impera dacă un șir are toate elementele ordonate crescător. Acest lucru este destul de simplu de făcut, practic dacă înțelegeți un lucru. Și anume, într-adevăr, eu pot să verific, din nou, dacă toate elementele sunt ordonate în prima jumătate și toate elementele sunt ordonate în a doua jumătate. Totuși, dacă încercăm să spunem că intervalul stânga-dreapta este ordonat dacă prima jumătate e ordonată și a doua jumătate e ordonată, acest lucru nu este corect. Pentru că există un element la mijloc, cumva. Există, practic, două elemente care comunică între cele două intervale ale mele. Și dacă aceste elemente nu respectă condiția de ordonat, eu pot să am prima jumătate ordonată, a doua jumătate ordonată, totuși întreg șirul să nu fie ordonat. Așa că mă interesează ca dacă prima jumătate e ordonată și a doua jumătate e ordonată, ca tot șirul să fie ordonat, trebuie ca și cel mai mare element din prima jumătate să fie mai mic decât cel mai mic din a doua jumătate. Da? Și atunci, extra, pe lângă că vreau să fie ordonată a de stânga în mijloc și ordonat de a de mijloc plus 1 dreapta, mă interesează și ca a de mijloc să fie mai mic sau egal decât a de mijloc plus 1. Evident, logic, gândiți-vă, când ajungem la stânga egal cu dreapta, avem un interval format dintr-un singur element, ce vreți să zicem despre asta? E ordonat sau nu e ordonat? Evident că este. Da? Un element, un subșir, o secvență formată dintr-un singur element, este evident un șir ordonat crescător, pentru că are un singur element. Bun. Sper că ați înțeles și exemplul ăsta. Dintre cele de verificare a proprietăților, l-am găsit ca fiind cel mai interesant. Și evident, sunt multe lucruri de povestit despre dividet impera. Puteți găsi undeva la 20 de probleme din astea cu verificarea proprietăților de bază pe PB Info, așa că mergeți și încercați să rezolvați din ele și acolo ca să vedeți dacă ați înțeles foarte bine. Bun.
Căutarea binară cu divide timpera. Acum, căutarea binară în sine, în spatele ei, este divide timpera. Indiferent că o scriem recursiv, indiferent că o scriem iterativ, indiferent cum o scriem, principiul este de divide timpera. Pentru că ea asta zice. Ea asta zice. Eu dacă am un interval întreg, hai să văd unde trebuie să-mi caut eu numărul. Și eu, practic, ce o să fac o să fie să mă uit în mijlocul intervalului și să văd dacă elementul de acolo este cel pe care îl caut, iar dacă nu este cel pe care îl caut, să văd dacă trebuie să mă uit în partea stângă și în partea dreaptă. Acum nu o să reiau căutarea binară, pentru că probabil ați recapitulat-o deja, dar principiul e simplu. Când stânga e egal cu dreapta, înseamnă că am un singur element, verific dacă ăla e egal cu valoarea pe care eu o caut sau nu, în funcție de cum este față de valoare, returnez true sau false. În rest, intervalul este valid și dacă intervalul este valid, ce o să facem o să fie luăm un mijloc egal cu stânga plus dreapta pe 2. Dacă A de mijloc este egal cu val, returnăm true. Dacă A de mijloc mai mic decât val, returnăm căutarea binară de A mijloc plus 1 dreapta val. Și în caz contrar, returnăm căutarea binară de A stânga mijloc minus 1 val. Da? Deci cazul cu mijloc nu îl mai luăm în calcul. Evident, mare atenție, când stânga egal cu dreapta, să vă opriți, că dacă mai faceți operațiile astea, după aceea să devină stânga mai mică decât dreapta și așa mai departe și nu e ok. Bun. Excelent. Cam asta ar fi și căutarea binară. Astea sunt lucrurile de bază, lucrurile simple cu divide et impera. Vreau acum, totuși, în cele 30 de minute cât ne-au mai rămas, să sperăm că ne ajung, să discutăm despre metodele de sortare. Care metodele de sortare sunt probabil cele mai importante de aici, de la divide et impera. Vă spuneam că metodele de sortare cu divide et impera reprezintă cele mai rapide metode de sortare. Și sunt așa pentru că complexitatea lor, o să vedeți, este n ori log în baza 2 din n, iar acest lucru este în principiu cel mai rapid posibil. Mai există și altele care poate nu utilizează criteriul de divide timpera pentru a sorta, dar acestea două sunt, să zicem așa, printre cele mai rapide. De asemenea, mare atenție, acestea apar pe programa de examen și trebuie să fiți foarte, foarte atenți la ele, pentru că nu pot să zic că au venit foarte multe grile în trecut cu ele, dar, repet, sunt pe program, da? Așa că trebuie să le stăpâniți foarte bine pe ambele. De asemenea, pe celelalte metode de sortare, o să vi le scriu aici ca să le aveți pe toate într-un loc și să vă puteți uita dacă le cunoașteți pe toate. Tot în programa de examen apare că din cele învățate în clasa noua, în care au complexitate n pătrat, trebuie, de fapt, nu au toate n pătrat, scuze. Vă explic imediat și care e complexitatea fiecăruia. Dintre cele învățate în clasa noua, trebuie să stăpâniți bine selection sort, insertion sort și bubble sort. Astea au complexitate n la pătrat și de asemenea și counting sort apare pe programă. Este o metodă de sortare cu ajutorul unui vector de frecvență. Sunt sigur că o știți, da? Dacă avem, de exemplu, un șir foarte lung de cifre și vrem să sortăm aceste cifre, putem să folosim un vector de frecvență care marcăm de câte ori apare fiecare cifră și pe aceea le afișăm pe fiecare nori necrescătoare și de câte ori apar. Bun, ăsta are o complexitate liniară în principiu, dar trebuie să avem grijă ca datele să încapă practic într-un vector de frecvență, adică putem să sortăm dacă valorile pe care vrem să le sortăm sunt, nu știu, până într-un milion, până în 100.000, pe acolo ar trebui să ne limităm, pentru că dacă sunt mai mari, evident, nu mai putem folosi vectorul acela de frecvență. Bun, și acum ce aș vrea să facem ar fi să discutăm un pic despre merge sort și quick sort și pentru acest lucru o să deschid un whiteboard, pentru că e cel mai important să vă explic prima dată cum funcționează lucrurile. Două secunde, vă rog. Trebuie să deschid asta. Așa. Nu ar trebui să vedeți deocamdată un ecran alb și o să scriu aici Quicksort. Okay? Quicksort este primul pe care îl vom discuta. Nu l-ați făcut săptămâna trecută la vectori, așa e? Sper că nu. S-a mai făcut sau nu s-a mai făcut? Nu, așa. Bun, super, perfect. Deci, metoda de sortare quicksort
Haideți să ne luăm un exemplu prima dată. Cel mai simplu lucru pe care l-am putea face ar fi să luăm un exemplu. O să iau un exemplu format din 8 elemente, pentru că nu o să vedeți, o să avem un caracter de jumătățire a șirului și atunci și la quicksort și la mergesort o să mergem pe o astfel de înjumătățire. Iar haideți să luăm elementele de la 1 la 8 aranjate oricum vrem, să fie 3, 7, 1, 8, 2, 5, 6, 4. Astea sunt elementele șirului de la 1 la 8, luate într-o ordine oarecare și vrem să le sortăm. Acum, pentru a le sorta, ceea ce va face quicksort-ul va fi să își aleagă un element. Teoretic, elementul ăsta poate fi oricine din intervalul pe care îl sortăm, însă de cele mai multe ori se preferă a fi ultimul element. Și o să vedeți de ce. E pentru că e foarte ușor de implementat dacă luăm pe ultimul element. Și vom lua un element random din acest șir, dar repet, o să luăm pe ultimul că suntem la informatică și nu facem nimic random. Dar repet, conceptul funcționează pentru orice element. Și aici, acesta se va numi pivot. Acest element care este pivot va fi folosit în așa fel încât să rearanjăm elementele șirului în raport cu el, în așa fel încât elementele mai mici decât el să fie situate în partea stângă a lui și elementele mai mari decât el să fie situate în partea dreaptă a lui. Asta e ceva ce quicksort-ul. Deci apelează o funcție care se numește pivotare, eu îi spuneam partiție, e o funcție simplă de rearanjare a elementelor, care în urma parcurgerii acestei funcții, elementele și vor fi, atenție, rearanjate nu crescător, doar cele mai mici decât pivot vor fi în partea stânga lui și cele mai mari după. Și dacă ar fi să facem acest lucru pe șirul acesta, o să avem, să zicem că își păstrează ordinea elementelor, 3, 1, 2, după aceea vine pivotul, da? Vine el, pentru că deja le-am pus pe toate mai mici decât el din șir, vine pivotul și după aceea l-am pus pe el, mai departe luăm elementele mai mari decât el, care sunt 7, 8, 5 și 6. În urma acestei rearanjări, o să încercuiesc din nou pivotul, trebuie să observați un lucru. Având în vedere că toate elementele dinaintea lui sunt mai mici, toate elementele de după el sunt mai mari, el este la poziția lui finală. Adică acest element este la poziția unde se va afla și în șirul ordonat crescător. Și ce trebuie să observăm este de fapt în felul următor. Având în vedere că elementele din partea stângă, adică de aici, sunt mai mici decât el și elementele de aici sunt toate mai mari decât el, el este la poziția lui finală și mai mult decât atât, dacă eu sortez crescător secvența asta și secvența asta, eu de fapt o să discut cu sau o să am în vedere șirul ordonat complet crescător. Deci, practic, eu ce am de făcut o să fie să, repet, cu o funcție din nou de recursivă de sortare, o să mă duc să sortez secvența asta, o să-i dăm, haideți să zicem, quicksort, da? După aceea, pentru asta, la fel, quicksort, doar secvența asta. Și dacă facem acest lucru, atunci întregul șir va fi ordonat crescător. Evident că în momentul în care vrem să sortăm, să zicem, secvența 1-3 de acolo, ceea ce o să fac eu o să fie exact același lucru. Da? Am secvența 3, 1, 2 de sortat. O să iau ultimul element, care ultimul element este acest 2. Da? Ăsta va fi nou pivot. Le rearanjăm față de el și o să fie 1, 2, 3. Se întâmplă acest lucru. O să merg să sortez această secvență și această secvență. Ele deja fiind dintr-un singur element, nu mai am ce să sortez ele, că sunt sortate. Și ia, uitați. Am sortat corespunzător această secvență, pot merge de aici să iau să o înlocuiesc acolo sus, am înlocuit-o sus și vedeți avem 1, 2, 3, 4 și după aceea, evident, dacă îi dau quicksort pentru a doua secvență de elemente, de aici o să vedeți dacă avem 7, 8, 5, 6, pivotul nostru este ăsta, rearanjarea o să arate în felul următor, 5, 6, 7, 8. Și acum el va încerca să sorteze secvența asta și secvența asta. Primul element e un singur element, deci sortat deja și după aceea 7, 8. O să încerce să-l folosesc pe 8 ca pivot, dar nu-l mai modifică deloc. Îl ia și îl înlocuiește sus și a terminat. Și făcând acest lucru, practic, veți vedea că, teoretic, noi la fiecare pas înjumătățim intervalul. Da? Adică, la fiecare pas, eu o să iau două secvențe, jumate cât cea precedentă, pe care o să le sortez.
Și făcând această înjumătățire în mod repetat, practic voi înjumătăți acest șir de logaritm în baza 2 din N. Dacă reușim să facem această funcție de partiție de care vă spuneam eu într-o complexitate liniară, atunci eu o să am practic N ori logaritm în baza 2 din N. Asta o să fie complexitatea quicksort-ului. Totuși, un lucru pe care trebuie să-l observăm și un lucru extrem, extrem de important de precizat este faptul că această înjumătățire a intervalelor nu se întâmplă perfect. Da? Adică, dacă am ghinionul, de exemplu, să am un șir, o să vă dau un șir mai scurt exemplu, să am chiar șirul acesta, 4, 3, 2, 1, să zicem. Pivotul iau pe ultimul. Ce o să se întâmple după pivotare, după o partiție, o să-mi aducă pe 1 pe prima poziție și după aceea rămâne 4-3-2. După aceea îl ia pe 2 de aici, îl duce pe 2 pe prima poziție, o să iasă 1-2-4-3. Ăsta mi-e pivotul, îl duce pe prima, practic îl rearanjează și iese șirul ăsta. Și dacă vedeți, practic, dacă avem de-a face cu un șir care este din prima ordonat descrescător sau perfect crescător, practic de fiecare dată eu nu înjumătățesc intervalul, eu pur și simplu o să rămân cu un interval cu o valoare mai mică. Și complexitatea o să semene extrem, extrem de tare cu selection sort-ul. Pentru că de fiecare dată, prima dată fac n pași, după aceea fac n-1 pași, după aceea n-2, după aceea n-3 și așa mai departe. Și o să discutăm despre o complexitate pătratică. Deci ce trebuie să știți despre quicksort? Foarte important, și dacă cumva aveți o întrebare în asta la admitere, trebuie să știți că într-adevăr cazul mediu a quicksort-ului este în complexitate n ori log în baza 2 din n. Și evident că noi atunci când estimăm complexitatea unui algoritm ne uităm la cazul mediu. Da? Totuși există anumite cazuri din acestea la quicksort în care complexitatea lui se duce spre pătratic. Da? Worst case scenario, discutăm despre un n la pătrat. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la acest lucru și să încercați să stăpâniți această complexitate foarte bine. Totuși, dacă încercați pe pbinfo la problema quicksort, o să vedeți că o să sorteze un vector de 100.000 de elemente în complexitate bună, fără să trați limită de timp. O să sortați când aveți nevoie cu quicksort foarte bine. În general, în n or log în baza 2 din n pași, dar trebuie să fiți foarte atenți și trebuie să fiți aware de acest lucru, și anume că putem discuta despre o complexitate foarte mare. Știu că whiteboard-ul ăsta nu arată foarte bine, nu știu dacă vi-l trimit, poate să vi-l trimit ca să-l aveți, dar ideea era să înțelegeți mai bine, pentru că în PowerPoint avem pusă evident și rezolvarea acestei sortări. Și venim aici și vom vedea practic exact cum arată totul. Mi-am pus declarat global, evident, un vector mare de 100.000 de elemente, tocmai ca să vă arăt că poate sorta un vector de o asemenea dimensiune. Dimensiunea vectorului acum, probabil la admitere, nu o să aveți secvență completă de cod și cel mai probabil veți discuta despre parametru șirul și dimensiunea șirului. Sau dimensiunea șirului nu avem nevoie ca și parametru, dar o să vă trimită șirul ca și parametru în funcție, nu este nicio problemă, nu e ca și cum se declară întregul șir în funcție, pur și simplu se trimite adresa de memorie a șirului. Bun, și după aceea aici avem quicksort de stânga-dreapta și vă zicem că dacă stânga e mai mic sau egal decât dreapta, evident, e suficient să fie mai mic decât dreapta. Dar dacă e mai mic sau egal decât dreapta, o să facă pe index îl obține egal cu stânga și egal cu dreapta, dacă se egale, și după aceea nu o să mai facă nimic cu x-orturile astea. Dar puteți să condiția de oprire aici să faceți dacă stânga strict mai mic decât dreapta. Și în acest caz, am făcut o funcție partiție, care ce o să facă o să fie, de fapt, fix rearanjarea acelor elemente față de pivotul nostru, care o să fie fixat de dreapta, ultimul element. Mai mult decât atât, fiți foarte atenți, am făcut-o să-mi returneze poziția unde ajunge pivotul meu, da? Indexul pivotului, și eu față de acest index al pivotului o să apelez cele două funcții de quicksort, stânga pe index minus 1 și respectiv pe index plus 1 dreapta. Bun, de asemenea, funcția de partiție este foarte, foarte interesant construită. Evident, nu e obligatoriu să alegeți varianta asta. Asta este cea mai bună pentru că face o singură parcurgere a intervalului stânga-dreapta. Dacă nu vă simțiți confortabilă cu ea,
vă arăt din nou, adică nu vă arăt acum, dar o să vă arăt după aceea, că ceea ce trebuie voi de fapt să faceți este să parcurgi o dată intervalul stânga-dreapta și să construiți un nou vector, să zicem B, în care puneți pe primele poziții valorile mai mici decât pivotul, puneți pivotul și după aceea parcurgeți singă o dată și rua și puneți valorile mai mari decât pivot după și rubei de fapt ce vreți voi să aveți în A, așa că îl mutați în A. Numai pentru acest lucru aveți nevoie în principiu de 3 parcurgeri a intervalului stânga-dreapta, ori aici avem nevoie de o singură parcurgere. Evident, 3 parcurgeri nu afectează complexitatea, da? Pentru că 3 e o constantă. Însă, este bine de știut că în cazul practic e un pic mai bine așa. Da? Deci, chiar dacă la complexitate tot n ori log în baza 2 din n o să fie, practic se simte că fac de 3 ori mai mulți pași în funcție de partiție. Ideea e foarte simplă aici. Îmi iau pivotul într-o variabilă separată ca să fie clar cine e pivotul, da? Ia de dreapta. Și după aceea încep cu un index curent de la prima poziție din șir. Și practic de câte ori găsesc o valoare mai mică decât pivotul meu în șir, o duc pe poziția index curent și după ce o duc pe poziția index curent zic ok, aici am pus o valoare mai mică decât pivotul meu, vreau să rămân aici, așa că înaintează indexul meu curent și atunci următoarea poziție liberă unde aș putea pune o valoare mai mică decât pivotul meu este index curent plus 1, cum ar veni. Da, deci principiul e simplu. Parcurg intervalul de la stânga sigma mai mic decât de data că pe pivot îl las eu pe el singur acolo, că nu vreau să-l bag și pe el aici în încurcătură. Dacă ADI este mai mic sau egal decât pivot, vreau să duc pe prima poziție. Primele poziții, vă ziceam că le parcurgem cu indexul curent, așa că interschimbăm pe ADI cu ADI index curent și după aceea crește indexul curent. Pentru că eu deja am dus pe prima poziție disponibilă un element mai mic decât pivotul, așa că eu pe ăla vreau să-l las acolo, nu mă mai ating de el, așa că următoarea poziție disponibilă, unde pot eu să pun o valoare mai mică decât pivotul meu, este index curent plus 1. Bun, după ce termin de făcut acest lucru, pe primele index curent minus 1 poziții vom avea elementele mai mici decât pivotul și după aceea pe poziția indexului curent o să duc pe A de dreapta, adică pe pivot. Și acum, având în vedere că eu pe primele poziții am dus elementele mai mici decât pivot, pe următoarea poziție le-am pus pe pivot, restul elementelor mai mari nu pot fi decât după ele. Și nu mă interesează în ce ordine sunt, nu mă interesează cum sunt ele, eu vreau numai să fie dacă sunt mai mari după. Ceea ce se și întâmplă, returnăm indexul curent pentru că indexul curent este poziția unde eu l-am pus pe A de dreapta și anume pe acesta. Bun. Și practic asta e metoda de sortare quicksort. Este destul de rapid de scris. Zic eu că este și destul de ușor de înțeles, așa că dacă aveți neclarități, puteți să mă întrebați imediat, terminăm cam încă 10 minute de trei la merge și după aceea avem 10 minute în care vă răspund la toate întrebările, vă mai pot povesti o dată dacă e cazul și așa mai departe. Bun. Cam asta ar fi. Apelul funcției foarte simplu, quicksort de 1n, v-am spus teoretic, putem trimite și vectorul A aici ca și parametru și o citire, o afișare, un lucru foarte rapid, nu știu, mi se pare... Mie îmi place foarte mult quicksort-ul ăsta, e o funcție foarte rapidă, o funcție foarte bună și pe cazul mediu, v-am spus, funcționează foarte, foarte bine. Bun, următoarea metodă de sortare este merge sort. Hai să luăm aici încă o pagină, două secunde, că nu v-am dat și scând la ce trebuie. Vă dau înapoi whiteboard-ul și discutăm acum despre merge sort. Merge sort vine de la cuvântul merge în engleză, care înseamnă interclasare. Da? Deci interclasarea pe engleză se numește merge sort. O să vedeți că și în programa propusă de cei care fac examenul, domnii profesori care fac examenul, scrie sortare prin interclasare. Tradus pe română e sortare prin interclasare, pe engleză este merge sort. Practic și această metodă de sortare funcționează foarte simplu. Asta să zicem că e un pic mai vizibil dividet impera, da? E mult mai simplu de văzut că e dividet impera. De ce? Pentru că ea zice un lucru foarte simplu. Să ne imaginăm că avem din nou niște elemente 2, 4, 8. Sunt elementele de la 1 la 8 puse aici aiurea. Și practic ce zice merge sortul este în felul următor. Fii atent. Ce facem noi este să înjumătățim acest interval, da? Noi avem 8 elemente, le înjumătățim, adică de aici iau doar elementele 7, 1, 3, 5, de aici le iau doar pe elementele 6, 2, 4, 8, da? Practic fac două apeluri, prima jumătate, a doua jumătate, sortez
secvența asta de aici, da? Le sortez pe astea, le sortez pe astea de aici și după aceea între ele fac o interclasare. O să vă scriu aici că U înseamnă interclasare. Bun. No, acum, ca să le sortez pe astea, evident nu fac un selection sort insertion. Sau ce fac mai departe, zic ok, pe aia să le mai jumătățim o dată. Ajungem la intervalul 7-1, ajungem la intervalul 3-5, ajungem la intervalul 6-2, ajungem la intervalul format din 4-8. După aceea fiecare dintre astea o să fie iară o interclasare, o reuniune de fapt, și după aceea pe ăsta îl sparg în 7-1, în 3-5, în 6-2, în 4-8. Și acum, practic, dacă vizualizăm acest... Practic, e un arbore de apeluri în sinea lui. Ajung la un singur element. Când ajung la un singur element, nu mai pot să înjumătățesc. Și mai mult decât atât, știu că un singur element, el singur, reprezintă un șir ordonat crescător. Da? Deci, secvențele formate dintr-un singur element sunt șiruri ordonate crescători. Așa că fac interclasare între ele. Și ce se întâmplă? Fac interclasare între 7 și 1, că sunt elemente unice. Și când fac interclasare între ele, interclasarea funcționează corect. Și o să îmi schimbe șirul la 1-7. După aceea, din coace, fac interclasare 3 cu 5, rămâne 3 cu 5, iar după aceea aici o să avem 6 cu 2. 6 cu 2 se interclasează, obținem 2 cu 6. Din coace, 4 cu 8 se interclasează, obținem 4 cu 8. Sus, revenind sus, când le luăm pe astea, eu o să le interclasez pe 1, 7 cu 3, 5 ca să obțin sus șirul ordonat crescător. Da? Șirul îl obțin ordonat crescător și o să fie vorba de 1, 3, 5, 7. Și pe ăsta îl interclasăm cu șirul ăsta obținut în ordine crescătoare, că o să fie 2, 4, 6, 8. Și acum dacă îi interclasăm pe ăștia, interclasăm 1, 3, 5, 7 cu 2, 4, 6, 8, ce o să obțin aici o să fie vorba de fix șirul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu zic că metoda asta de sortare cu merge sort este mult mai ușor de urmărit, mult mai ușor de văzut. Și practic funcționează foarte simplu. Tot înjumătățim intervalul până ajungem la un singur element. Când ajung la un singur element, m-am înfundat și când mă înfund, mă întorc și din nou pe întoarcerea din apelurile recursive, interclasez cele două secvențe ordonate crescător. Stânga, mijloc, mijloc plus 1, dreapta și astfel obțin secvența mijloc, stânga, dreapta, scuze, ordonată crescător. Complexitatea. Știți cu toții că algoritmul de interclasare are o complexitate lineară și prin lineară se înțelege suma lungimilor celor doi vectori pe care interclasează. Practic, aici o să facem 4 plus 4 pași, o să fie n pași. Că practic asta e jumătate de șir interclasată cu altă jumătate de șir, o să fie n pași. După aceea, dincoace, o să fie un sfert de șir cu un sfert de șir, care o să aibă interclasarea n pe 2 pași și după aceea aici o să fie n pe 4 elemente cu n pe 4 elemente, interclasarea o să aibă n pe 2 pași. Deci aici o să avem n pe 2 pași la interclasare, dincoace o să avem n pe 2 pași la interclasare, în total n pași. Pe ultimul nivel o să avem 2 pași cu 2 pași cu 2 pași cu 2 pași, în total n pași iarăși. Da? Pentru că chiar dacă se întâmplă mai multe interclasări, se întâmplă în paralel și se întâmplă pe secvențe mai scurte de element. Și dacă acum vizualizați acest arbore de apeluri, o să vedeți foarte, foarte bine faptul că pe fiecare nivel se fac n pași și numărul de niveluri e foarte ușor și foarte previzibil. Este logaritmul în baza 2 din n pași, pentru că noi înjumătățim de logaritmul în baza 2 din n ori. Ca eu să ajung la un singur element. Deci, în consecință, complexitatea este constantă aici, nu poate fi modificată, nu mai există good case scenario și bad case scenario, nu mai există nici average case scenario. În toate cazurile, complexitatea merge sortului este logaritmul în baza 2 din n ori n pași. Da? Deci vă și scriu aici, complexitatea este n ori log în baza 2 din n. Foarte important. Da. Asta este complexitatea lui, un algoritm foarte, foarte interesant și ăsta îmi place foarte mult. Toate metodele astea de sortare, trebuie să recunosc că mi-au atras atenția încă din liceu. Bun, cum arată acest merge sort? Haideți să vedem.
Practic asta este, în momentul în care stânga e egal cu dreapta, ne oprim, da? Vă spuneam că ăsta e cazul în care ne oprim, în momentul în care stânga ajunge egal cu dreapta și în rest înseamnă că stânga este mai mic decât dreapta. Și dacă stânga este mai mic decât dreapta, atunci o să ne luăm un mijlocul al intervalului pe care îl calculăm ca fiind stânga plus dreapta pe 2, sortăm cu metoda de sortare mărșilor din intervalul stânga-mijloc, intervalul mijloc plus 1 dreapta, aici se poate vedea foarte ușor caracterul de divide timpera. Iar după aceea, după ce am sortat intervalul stânga-mijloc și mijloc plus 1 dreapta, ceea ce am eu de făcut este să mă apuc să interclasez intervalul stânga-mijloc cu intervalul mijloc plus 1 dreapta de pe șirua. Sunt intervale independente, deci nu mă deranjează că le interclasez, da? Chiar dacă sunt în același șir, dar trebuie să am grijă la indice. Atunci, indicele secvenței 1 pe șirua începe de la stânga și o să meargă până la mijloc, motivul în care vedeți că aici ne oprim la mijloc. De asemenea, a doua secvență o să înceapă de la mijloc, plus nu e secvența B, e secvența A și secvența B, dar puteți ziceți indice 1, indice 2, cum vreți voi. Începe de tura asta de la mijloc plus 1, vedeți, independent de cealaltă, deci după ce se termină aia altă, următorul indice ar fi primul din cea de-a doua secvență și mergem până la dreapta. Astfel am cele două secvențe curente. Am nevoie de un vector extern pe care l-am declarat undeva pe sus. Vă imaginați voi că e declarat și un vector C în care eu calculez rezultatul interclasării, dar nu pot să fac direct pe A. Și atunci, când A de indice A mai mic sau egal decât A de indice B, înseamnă că elementul din prima secvență e mai mic decât elementul din a doua secvență, punem în C. În caz contrar, punem în C pe celălalt din a doua secvență. La final, unul dintre cele două șiruri va rămâne neparcurs complet. Da? Cred că ați recapitulat deja interclasarea data trecută. Deci, atunci mergem și terminăm de parcurs secvența care nu s-a parcurs complet încă. Și la final eu trebuie să mut elementele din C, situate în intervalul 1 indice C. Da? Avem aici indice C, l-am setat cu 0. În intervalul 1 indice C o să găsesc elementele din secvența stânga-dreapta ordonate crescător, dar pentru a putea folosi această secvență va trebui să o mut înapoi în șirua. Evident, în șirul A aceasta va trebui să fie mutată în intervalul stânga-dreapta, deci voi muta element cu element din C toate valorile înapoi în A, dar atenție, lui C de 1 îi corespunde A de stânga, lui C de 2 îi corespunde A de stânga plus 1, lui C de 3 îi corespunde A de stânga plus 2 și așa mai departe. Deci, practic, conversia de la C de I o să fie stânga plus I minus 1. Asta poate fi mai ciudat de înțeles, dar o să vedeți că face foarte bun sens dacă vă luați unul sau două exemple. Bun. Cam asta ar fi și metoda de sortare mărșilor. Sper că ați înțeles tot. Evident, cam asta este tot ce am pregătit eu pe astăzi. Dacă aveți întrebări, mi-ar plăcea să vă răspund la ele cu tot dragul, orice legate de ce am povestit astăzi sau ce nu am povestit astăzi. Vreau să vă mai spun înainte să închei complet că în cazul în care aveți întrebări sau doriți să vorbiți cu mine despre admitere, mie îmi face o foarte mare plăcere să ajute elevii să pregătească pentru admitere. Răspund la întrebări când și aproape la orice oră, dacă îmi scrieți pe Instagram, pe Gmail, am și un site web, puteți intra și acolo să avem și acolo formular de contact, să-mi scrieți oricând. Și eu vă răspund cu tot dragul, vă explic. Am trecut și eu recent, acum 2 ani, prin ce treceți voi acum, prin pregătirea pentru examen. Și dacă aveți nevoie oricând de părerea cuiva care a trecut prin exact ce treceți voi acum, puteți să-mi scrieți cu toată încrederea. Vă răspund cu cea mai mare plăcere și în cel mai scurt timp posibil. Bun. PowerPoint-ul o să-l aveți la dispoziție. O să-l trimit domnului Suciu să-l posteze acolo pe site-ul facultății. Și evident, acum aștept întrebările voastre referitoare la ce v-am explicat astăzi. Vă rog. Puteți să mai explicați încă o dată legătura dintre vectorii ABC la mărșilor, pe cod? La mărșilor, sigur că da. Deci legătura dintre... nu avem vector B, practic avem vector A, dar două secvențe pe vector A. Deci ideea e în felul următor. Am un indice A care practic reprezintă indicele de parcurgere a primei secvențe din șirul A, care este pe intervalul stânga-mijloc.
Da, pentru că eu aici am sortat, am apelat merge sort de stânga mijloc și merge sort de stânga mijloc plus 1 dreapta. Asta înseamnă că după ce mă întorc eu din aceste apeluri, o să fie sortată secvența stânga mijloc și secvența mijloc plus 1 dreapta. Acum, eu aici, indicele A o să pornească de la stânga și o să meargă până la mijloc. Evident, vedeți aici cât merge. Indicele B e practic indicele de parcurgere a celei de-a doua secvențe. Eu acum îmi dau seama că ar fi fost poate un pic mai intuitiv să-i dau indice 1 și indice 2, dar asta am reușit să scriu, n-am fost foarte inspirat când am dat notațiile. Dar indice B practic e tot pe șirul A. Dar este a doua secvență, secvența care începe de la mijloc plus 1 și vedeți aici că merge până la capătul din dreapta. Acum, eu când compar elementele, nu o să compar elementul din A cu elementul din B, că nu există șirul B. Dar voi compara elementul din șirul A, secvența 1, cu elementul din șirul A, secvența 2. Care este A de indice A, îl compar cu A de indice B. Dacă A de indice A e mai mic decât A de indice B, înseamnă că primul element din prima secvență este mai mic decât elementul curent din a doua secvență, așa că îl pun la C și crește indicele lui A. Acum, adică indicele de parcurgere a primei secvențe. Acum, în caz contrar, înseamnă că elementul curent din a doua secvență a fost mai mic decât elementul din prima secvență și atunci la C adăugăm elementul din A, dar de la a doua secvență. Da, aici avem indice B++. După aceea, la final, una dintre cele două secvențe nu va fi parcursă complet, pentru că aici condiția mea de oprire e în momentul în care una dintre cele două secvențe depășește intervalul pe care ea trebuie să-l parcurgă. Deci una dintre ele rămâne neparcursă complet. Acum eu nu știu care și nu fac niște if-uri complicate pe aici, așa că îi dau cât timp indice A mai conține elemente, adică secvența 1 mai conține elemente, le mut în C și după aceea, în cazul în care ăsta nu face niciun pas, cu siguranță va face ăsta la alt pas sau viceversa la fel, doar unul dintre cele două while-uri va mai face pas. Cât timp indice B mai mic sau egal decât dreapta, voi pune în C, de la indice C încolo, elementele din șirul A, de pe secvența a doua, cum ar veni. Ok? Și la final de tot avem aici secvența de elemente din șirul C, care, mare atenție, indice C o să fie egal cu dreapta minus stânga plus 1 întotdeauna, că în C am pus fix câte elemente avea intervalul meu, adică câte elemente sunt în intervalul stânga-dreapta. Și atunci, aici o să merg de la 1 până la indice C și practic o să mut elementele, în C practic mi-s de la 1 până la indice C și vreau să le mut în A, dar în intervalul de indice stânga-dreapta. Și atunci eu trebuie să fac o comunicare, dacă C de 1 trebuie să fie egal cu A de stânga, C de 2 cu A de stânga plus 1, C de 3 cu A de stânga plus 2 și așa mai departe. Și atunci o să vedeți asta, dacă o puneți pe hârtie vă dați seama foarte repede că asta e de fapt formula de comunicare între cei doi vectori. Dar acum în C e elementul omolog, să zic așa. E elementul C de 1 cumva trebuie să relaționeze cu A de stânga. C de 2 trebuie să relaționeze cu A de stânga plus 1. Cam asta ar fi încă o dată explicația. Ați înțeles mai bine acum? Da, am înțeles mult. Cu drag. Bun, altcineva vă rog. Legat de orice altceva. Cum ați structurat dumneavoastră o întrebare la admitere din MergeSort sau QuickSort? O întrebare mai greuță. O întrebare mai greuță? Probabil nu o să vă poată, adică nu știu exact, dar nu cred că o să vă dea toată metoda de sortare să o recunoașteți sau o chestie de genul. În schimb, probabil funcția de partiție ar fi un candidat foarte, foarte serios. Pentru că funcția aceea de partiție e o funcție foarte interesantă care funcționează pe orice fel de vector pe care vreau o rearanjare a elementelor la un criteriu. De exemplu, dacă am un îmi amintesc o problemă de bug, bine, ea nu trebuia rezolvată neapărat așa, dar se putea rezolva așa, în care se cerea rearanjarea elementelor unui vector în așa fel încât cele pare să ocupe primele poziții și cele impare următoarele poziții. Poate să arate aproape orice fel de cerință așa, dar în care vreau o rearanjare a elementelor după un criteriu, nu știu, elementele negative pe primele poziții și celelalte după. Și să vă dea ei scrisă funcția asta care face unul dintre aceste lucruri și să trebuiască să o recunoașteți și să ziceți ce face. Și evident, fără experiență de cod sau fără o foarte bună
prezență de spirit, e foarte ușor de încurcat sau să înțelegeți greșit acea secvență. De asemenea, legat de mărci sort, la mărci sort fiind o singură funcție, e posibil să o vedeți scrisă de ei, dar nu știu ce să zic, pentru că e destul de mare. E destul de mare. Și fiind atât de mare, poate că nu o să o dea. Dar voi trebuie să le știți. Cu siguranță trebuie să le știți. Și poate vi se spune să vi se dă un mărci tot scris pe jumate și trebuie să alegeți secvența de cod cu care trebuie să înlocuiți nu știu ce bucată din el. Iară o chestie de genul. Sau iară probleme de complexitate cu ele, cu toate. Da? Deci trebuie să aveți foarte, foarte mare grijă. Și să exersați multă complexitate. Nu știu, domnul Suciu, n-ați avut încă nicio consultație cu complexități, așa e? Nu, de-aia e planificat pe anul viitor. Okay, cel puțin o sesiune o să fie despre complexitate. Ok, perfect.